Salutare la toată lumea! Iată că am terminat de construit încă o sursă în comutații pentru alimentarea amplificatorului audio. Sursa este aproape identică cu sursa postată precedent la mine pe canalul de YouTube. Sursa precedentă era bazată pe circuit integrat IRD153, de această dată este bazată pe IRD161. Acesta este cablajul sursei cu IRD153. Să le iau pe acesta de fabrică pentru că se vede mult mai bine. După cum puteți vedea, are o groază de piese pe lângă circuitul integrat. Toate acestea pentru a asigura protecția la scurt circuit, soft startul și limitarea de curent. La IRD161, după cum puteți vedea, sunt mult mai puține piese față de sursa cu IRD153. Și cu toate acestea, dispune de protecție la scurt circuit, protecție la suprasarcină, protecție la supratemperatură și soft start. Toate acestea incluse în acest circuit integrat. Partea interesantă că nu are niciun pin de feedback pentru a realiza toate acestea. Aceasta este schema de bază a sursei în comutație. Este diferită un pic partea de alimentare, sursa mea față de schemă. Mai exact, am folosit doi condensatori la pas de 70 de micro 200 de volți recuperați dintr-o sursă ATX. Iar aici un singur condensator la 330 de micropascale de volți. Eu am folosit două rezistențe serie pentru alimentarea inițială a circuitului integrat de 100 de kilo. Se pot vedea una aici, una aici. De ce spun alimentarea inițială? Pentru că circuitul integrat are nevoie de un impuls din rețea. Apoi, prin pinul 6, prin condensatorul de 1 nano, se autoalimentează. Condensatorul de 330 de pico trebuie mărit la 1 nanofarad pentru că nu se pornească. Sau sunt șanse foarte mari să nu se pornească circuitul integrat. Toate diodele ultrarapide Hero 108, eu le-am înlocuit cu F4007. Tranzistorii MOSFET, Grifo 740, se pot folosi și alții MOSFETs cu canal N, bineînțeles. Tențele din poarta MOSFETs-ilor, eu am folosit 33 de ohmi. Limitarea puterii de ieșire este reglementată de către R5. Eu am folosit două rezistențe pentru limitarea curentului de ieșire. În descrierea videoului aveți toate linkurile cu sursele. Pentru cei care doresc să înțeleagă modul de funcționare a circuitului integrat, le recomand să citească datele de catalog a circuitului integrat IRD161. Aici este schema bloc, pentru a înțelege mult mai ușor cum funcționează circuitul integrat. Nu am spus nimic de soft start. Deci soft startul se realizează cu o frecvență inițială de 130 de kHz, cu un factor de umplere extrem de mic. Tensiunea între ramuri este de 76,3, respectiv 38, 37,9 și 38 de volți. Deci plus minus 38 de volți tensiunea principală de ieșire. Acesta este desenul în sprint layout al sursei în comutație, al sursei cu 261. Iar acesta este a sursei în comutație cu 2153. După cum puteți vedea, are o groază de piese la partea de comandă, pe când 2161 are extrem de puține piese și este mult mai eficient față de sursa cu 2153. Plus că dacă se defectează, nu ai de schimbat o grămadă de piese. Următorul video va fi cu sursa în test la un amplificator audio. Pentru cei care doresc să realizeze sursa, am pus linkul cu desenul PDF în descriere și cu toate informațiile, inclusiv linkurile cu informațiile sursă ale sursei în comutație. Nu uitați să vă abonați și ne vedem la următorul video cu testul acestei surse în comutație. Numai bine!